Da, s-au produs ceva modificări în ceea ce privește legislația din Codul Muncii, astfel încât astăzi o să vorbim pe seama acestor modificări și anume o să vedem ce a adus nou legea numărul 283 din 17 octombrie 2022. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să intrăm în partea aceasta mai serioasă, o parte pe care am neglijat-o de ceva timp și anume tot ceea ce înseamnă latura de juridic, de legislație nouă, pentru că am fost ocupați cu alte situații mai plăcute. Dar haideți să nu ne întristăm și să vedem partea plină a paharului, mai ales că această lege, care aduce modificări în ceea ce înseamnă Codul Muncii, vine cu părți bune pentru angajați din punctul meu de vedere. Cum vă spuneam, vorbim de legea numărul 283 din 17 octombrie 2022, o lege care vine cu ceva modificări în ceea ce privește Codul Muncii. Mi-am adus și laptopul ca să ne ajutăm de el și o să încercăm să vorbim pe seama celor mai importante articole din această lege. Păi, în primul rând, constituie victimizare orice tratament advers venit ca reacție la o plângere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o acțiune în justiție cu privire la încălcarea drepturilor legale sau a principiului tratamentului egal și al nediscriminării. Am uitat să vă spun, această modificare vine ca un fel de implementare a unor directive care trebuiau să fie implementate de ceva timp, directive europene. De aici putem observa și această noutate pe partea de victimizare, de tratament al angajatului. Mai departe, în cazul în care salariații, reprezentanții salariaților sau membrii de sindicat înaintează angajatorului o plângere sau inițiază proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute în prezenta lege, beneficiază de protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului. Parcă nu ar trebui să ne mai fie atât de teamă atunci când vrem să inițiem o plângere în ceea ce privește angajatorul nostru sau cel puțin din acest text de lege, parcă ne simțim un pic mai sprijiniți pentru a face demersuri în acest sens, bineînțeles. Salariatul care se consideră victima unui tratament advers din partea angajatorului se poate adresa instanței de judecată competente cu o cerere pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare sau anularea situației create ca urmare a tratamentului advers cu prezentarea faptelor în baza cărora poate fi prezentată sau prezumată existența respectivului tratament. Aici, iarăși, parcă acest text de lege vine să ajute angajatul să își exprime nemulțumirile, ba mai mult acele fapte care pot constitui din partea angajatorului un tratament nu prea în regulă pentru angajat. Haideți să continuăm cu veștile bune pentru angajați. Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept. Asta ce înseamnă? Foarte simplu, angajatul poate să aibă mai multe locuri de muncă. Dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator, iar angajatorul, atenție, are obligația de
a răspunde motivat la această solicitare a angajatului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului. Un alt drept care mie mi se pare foarte în regulă pentru angajați este acela de a trece pe un post vacant care asigură angajatului condiții de muncă mai favorabile. Atenție, dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. Iar angajatorul cam trebuie să răspundă, spre exemplu, la o solicitare de acest gen în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării salariatului. Cam scurte termenele acestea pentru angajator, deci va trebui să se gândească destul de rapid ce vrea să facă în ceea ce îl privește pe angajat. Cu toate acestea, ajungem la partea cea mai interesantă pentru angajat și anume la concedii. La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă, cele aferente concediului de maternitate, concediul paternal, concediul de risc maternal, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul de îngrijitor și perioada absenței de la locul de muncă se consideră perioade de activitate prestată. Interesant. Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de către îngrijire sau sprijin personal a unei rude sau a unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Poate vi se pare ceva nou, da, este nou, și anume faptul că au fost introduse două tipuri de concedii noi, și anume un soi de concediu îngrijitor atunci când, spre exemplu, angajații trebuie să îngrijească o persoană, și o să vedem despre ce persoană este vorba, da? Și mai există un alt tip de concediu, concediul care se ia în situații neprevăzute. Însă, haideți să continuăm cu concediul care se poate lua în cazul în care salariatul trebuie să îngrijească pe cineva. Și o să vedem despre ce persoane este vorba. În primul rând, acest concediu îngrijitor poate fi luat doar 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. În al doilea rând, haideți să vedem despre cine este vorba în această situație. Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil se poate stabili pentru concediul de îngrijitor, deci o durată mai mare decât cea de 5 zile. Perioada prevăzută nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate. Totodată, salariații care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurați pe această perioadă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției. Perioada concediului de îngrijitor constituie stadiul de cotizare pentru stabilirea dreptului de la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislația în vigoare. Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, se stabilesc prin ordin comun al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministrului Sănătății. Într-adevăr, normele, în ceea ce privește aplicarea acestei noi legi, la momentul de față sunt în, ca să zic așa, în coacere, da? Încă se stabilesc normele care vor fi respectivele situații în care un angajat va putea beneficia de concediu de îngrijitor, care sunt condițiile și așa mai departe. Însă, iarăși, în opinia mea, viitorul sună destul de bine pentru angajați. Totodată, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului. În condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de muncă de lucru a salariatului. Absentarea de la locul de muncă
nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Angajatorul și salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absență. Această absență, ca să zic așa, în cazul în care, spre exemplu, apar situații neprevăzute, după cum bine puteți observa, nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar angajatorul cât și angajatul trebuie să stabilească cum se vor recupera respectivele zile în care angajatul a lipsit pentru a rezolva acele situații neprevăzute. Haideți să continuăm cu timpul de muncă. Au fost aduse mai multe definiții în ceea ce privește anumiți termeni din codul muncii și unul dintre acești termeni ar fi timpul de muncă. Da, știu, e cam neplăcut să vorbim despre timpul de muncă, dar trebuie să facem și acest lucru. Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și sau alte legislații în vigoare. Programul de muncă reprezintă modelul de organizare a activității. Atenție, programul de muncă, da? Programul de muncă reprezintă modelul de organizare a activității care stabilește orele și zilele, când începe și când se încheie prestarea muncii. Modelul de organizare a muncii reprezintă forma de organizare a timpului de muncă și repartizarea sa în funcție de un anumit model stabilit de angajator. Atunci când programul individualizat de muncă are o durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul să revină la programul inițial anterior încheierii perioadei convenite în cazul schimbării circumstanțelor care au dus la stabilirea programului individualizat. Prin mod de organizare flexibilă a timpului de lucru se înțelege posibilitatea salariaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau unor programe de muncă cu timp redus de lucru. După cum bine puteți observa, există niște definiții, așa cum vă spuneam, a mai multor termeni din cadrul codului muncii. Definiții sau poate lămuriri care, iarăși în opinia mea, vin să ajute și mai mult atât angajatorul, dar mai ales angajatul. Haideți să vedem ce alte definiții noi mai găsim sau ce alte punctări, așa, da? Adică ce a mai vrut să mai spună legiuitorul, ce a mai vrut să mai puncteze, unde a mai vrut să mai pună punctul pe ei. Concediul paternal este concediul acordat tatălui copilului nou născut în condițiile prevăzute de legea concediului paternal, numărul 210/1999, cu modificările și completările ulterioare. Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal a unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Țineți minte că vorbeam de două tipuri de concedii diferite, concediul de îngrijitor și concediul care se ia pentru rezolvarea unor situații neprevăzute. Îngrijitor este salariatul care oferă îngrijirea sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Se înțelege o rudă, fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul, soția salariatului. Angajatorul are obligația, atenție, acordării concediului paternal la solicitarea scrisă a salariatului cu respectarea dispozițiilor legii numărul 210/1999, este legea concediului paternal, cu modificările și completările ulterioare. Acordarea concediului paternal nu este condiționată de perioada de activitate prestată
sau de vechimea în muncă a salariatului. Deci, angajatorul cam este obligat să ofere acel concediu paternal atunci când angajatul a adus un copil pe lume. Haideți să vorbim și despre regulamentul intern. Angajatorul are obligația de a aduce la cunoștință fiecărui salariat prevederile regulamentului intern. Aducerea la cunoștință salariaților a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport de hârtie sau în format electronic, cu condiția ca în acest din urmă caz documentul să fie accesibil salariatului și să poate fi stocat și printat de către acesta. Regulamentul intern își produce efectele față de salariat de la momentul luării la cunoștință a acestuia. Cu toții știm sau cu toții nu prea știm regulamentul intern, însă angajatul ar trebui să fie foarte atent la acel regulament intern pe care îl va lua la cunoștință, pentru că cumva acel regulament intern va fi setup-ul pe care angajatul va avea la dispoziție și pe care va cam trebui să îl respecte pe perioada angajării. Haideți să vorbim și despre angajații de la stat, mai precis de funcționarii publici. Ei au un beneficiu și anume faptul că ar putea să desfășoare 5 zile pe lună, atenție, 5 zile pe lună de muncă la domiciliu sau așa cum este denumită telemuncă. Bineînțeles că acest beneficiu se regăsește de principiu de cele mai multe ori la corporatiști, la IT-iști care s-au obișnuit oarecum o mare parte să lucreze de acasă, măcar câteva zile pe săptămână, însă se pare că funcționarii publici vor putea avea la dispoziție acest din urmă beneficiu pe care, așa cum vă spuneam, angajații în privat sau la privat deja îl experimentează. Și anume, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici se poate exercita și în regim de telemuncă, în condițiile prevăzute de prezentul cod, precum și în regim de muncă la domiciliu, potrivit prevederilor legii numărul 53 pe 2003, cu modificările și completările ulterioare. Conducătorii autorităților și instituțiilor publice pot stabili prin act administrativ și alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru, desfășurată în regim de telemuncă. Activitatea desfășurată în regim de telemuncă se bazează pe acordul de voință al părților și se realizează ca urmare a aprobării de către conducătorul autorității sau instituției publice a solicitării funcționarului public. Conducătorii autorităților și instituțiilor publice stabilesc prin act administrativ structurile din cadrul acestor activitățile precum și posturile pentru care se poate aproba desfășurarea activității în regim de telemuncă. Durata activității desfășurate în regim de telemuncă nu poate depăși 5 zile pe lună. Desfășurarea activității în regim de telemuncă se poate aproba pentru, atenție, sunt niște condiții pentru ca funcționarii publici să acceseze un astfel de regim de muncă. Și anume, funcționarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, funcționarii publici care acordă îngrijiri unei rude, funcționarii publici care au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea la sediul autorității sau instituției publice din cauze determinate de unele boli grave ori în situații de graviditate dovedită prin adeverință medicală. Funcționarii publici care desfășoară activități dintre cele stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă. Sunt niște condiții pe care funcționarul public trebuie să le îndeplinească pentru a solicita acest gen de muncă la domiciliu sau telemuncă, da, cum este ea exprimată în această lege. Totodată nu pot fi depășite 5 zile pe lună în acest regim de muncă. Dragii mei, acesta a fost vlogul. Eu am încercat să surprind cele mai importante modificări. Bineînțeles că sunt multe modificări aduse de această lege numărul 283 din 17 octombrie 2022, însă eu le-am subliniat, în opinia mea, pe cele mai importante și pe cele care au așa un efect de wow.
Da, adică aduc ceva complet nou. Desigur, v-am zis, sunt ceva modificări și iarăși, din punctul meu de vedere, atât angajatorul cât și angajatul ar trebui să studieze foarte atent această lege, normele de aplicare și tot ce mai vine după această lege, pentru că vor trebui făcute anumite modificări în raporturile de muncă, iar instituțiile statului cel mai probabil că nu vor sta pe margine și vor veghea la aplicarea corectă a acestor modificări legislative, mai ales din partea angajatorului. Așa că mare atenție, cel puțin în ceea ce privește pe angajatori. Până data viitoare, nu uitați să respectați legea. Cam atât pentru astăzi. Vă salut, până data viitoare. Numai bine. Pa, pa!